prea cuvioase, părinte, exact, prea cucernice, părinte, consilier, prea cucernici, părinți, protopopi, prea cuvioși, părinți, tare, prea cucernici, părinți, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, onorate oficialități, domnule comandant, onorat cor oficeresc, iubiți frați și surori. Astăzi este întreită sărbătoare. Pe de-o parte, se sărbătorește independența de stat a României. Pe de altă parte, marcăm 100 de ani de la mutarea în eternitate a poetului George Pășcu. Iar pe plan pan-european este în ziua Europei. Și m-am gândit ce v-ați putea citi din Sfânta Scriptură ca să se potrivească la toate cele trei evenimente. Evenimente cu prilejul cărora părintele nostru militar s-a hotărât să pună aici piatră de temelie pentru un centru misionar. Și cuvintele din Sfânta Scriptură, pe care le interpretăm spiritual, dar sunt reale, le iau din Psalmul 126. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați din de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi, care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-a dat Domnul somn. Iubite-i săi. Aceste versete am zis că le aplicăm la toate evenimentele prăzunice. Pe de-o parte, se potrivesc la temelia centrului misionar care începe prin râvna Părintelui și îl rugăm pe Dumnezeu să-l ajute ca sprijinit de unitatea militară și de oameni buni să ducă lucrarea la capăt. Dar se potrivește și pentru România, care își aniversează astăzi ziua dobândirii independenței prin războiul din 1877. Însă este astăzi și ziua Europei. Și nici Europa nu poate construi altfel decât dacă ar ține seama că numai punându-și nădejdea în Dumnezeu. Încă o dată, de n-ar ziti Domnul casa în zadar, s-ar osteni cei ce o zide. Am pomenit de mai multe ori un text din Scriptură pe care Robert Schumann, din preună cu Konrad Adenauer, l-au citit cu mare atenție atunci când căutau un drapel pentru Uniunea Europeană. Am zis că astăzi își sărbătorește ziua. Și ei, fiind oameni credincioși, chiar practicați și unul și celălalt, au găsit ce versetul din Scriptură, din Cartea Apocalipsei, din capitolul 12. Și de ce au ales acest verset din Cartea Apocalipsei? Pentru că, pe de-o parte, doreau să-i dea Europei un patron spiritual, iar pe de altă parte, să-i găsească steagul cel mai potrivit
Și în cartea Apocalipsei, în capitolul 12, Sfântul Ioan Teologul, care a fost răpit în cer, printre multe altele a văzut și acest lucru. Și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Imediat facem legătura. Facem legătura dacă vrem să o facem. Însă, cei doi pe care vi-am pomenit, fiind creștin practicant și la începuturile sale, Uniunea Europeană era o formațiune creștină, mai încoace și-a uitat rădăcinile. Cei doi fiind oameni credincioși, au zis așa, protectoarea Uniunii Europene este Maica Domnului. Iar steagul Uniunii Europene va fi albastru pentru că albastru este culoarea Maicii Domnului. Nu vom pune toată icoana Maicii Domnului pe steag, să nu creadă lumea că suntem habotnici, dar vom pune cele 12 stele de pe coroana Maicii Domnului. La început n-au fost 12 state, la o vreme mai încoace au fost 12, după aceea au fost mai mulți, sunt mai multe. Deci nu de la numărul statelor este coroana de 12 cărute, ci de la coroana Maicii Domnului. Le zice, dar de ce amintesc din nou lucrul acesta pe care l-am mai amintit? Îl amintesc pentru că, nu știu dacă suntem noi în stare, dar cine știe că lumina din lumină se aprinde, să le readucem aminte la toți cei din staful european, că Europa, părinții ei, fondatori, au pus-o sub protecția Maicii Domnului și steagul reprezintă citatul din Apocalipsă, din capitolul 12, versetul 1. Am făcut această paranteză plecând de la piatra de temelie, că de n-ar zidit Domnul cetatea îndărtar, ne-am ostenit. Nu se poate pune altă temelie. De fapt, Sfântul Apostol Pavel repetă, vorbește din punct de vedere spiritual, că nu se poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Domnul Iisus Hristos. Noi credem că Dumnezeul nostru din care a plecat coșbruc, omul acesta atât de credință și care a trăit până pe 9 mai 1918, cât a dorit Marea Unire, n-a ajuns, câteva luni ne trebuie. Deci, omul acesta a fost foarte credincios. El ne poate fi nouă drepturile, dar României întregi, care îi sărbătorește independența, credința strămoșilor, îi vine tare bine. Și de ce nu? Întregii Europa. Pentru a-și păstra identitatea ei, nu trebuie să-și uite rădăcini. Credința în Dumnezeu și dragostea față de toate valorile noastre moștenite, sunt cele două coordonate, care nu ne lasă să fim înghițiți de valul vremelniciei. Noi nu vrem să fim înghițiți de valul vremelniciei. Și sperăm să-i putem determina și pe alții să înțeleagă acest lucru, ca să nu se lase înghițiți de valul vremelniciei. Părinte, paroc al armatei noastre din acest județ, vă dorim succes de plin în a ridica aici un centru misionar, în care nu numai activități de recreere, și activități de recreere, dar să se desfășoare și activități spirituale, încât toată armata noastră, ca pe vremea Sfântului Ștefan cel Mare, să se regimenteze sub steagul sfânt al crucii. Armata lui Ștefan îl avea prototip pe Sfântul Gheorghe cel Vitial. Și
Și de ce să nu l-ai greșat armata de astăzi? Că atunci astăzi vă dorim succes, Părinte. Să vă ajute Dumnezeu să dedicați centru misional pe care îl visați la inaugurarea căruia, la sfințirea căruia, să ne fim așteptăm mai nădăjim și noi să fim toți sănătoși atunci și să-ți adăpunem. Hristos a înviat!